Salut prieteni și eu sunt pe canalul Andrei Stăpciuc Live. Vreau să vă spun doar una. Eu prima dată în viața mea plâng la mare. La, nu știu, la o dignă, într-o călătorie. Prima dată în viață. Video precedent a fost despre ce, cum eu mi-am îndeplinit dorința și mi-am cumpărat husa mult dorită, case-ul acela ca să filmez sub apă, în care nu trebuie să pătrundă apă. Mie mi-au promis că nu va pătrunde. Eu am cumpărat-o, am verificat cu un servețel, am pus servețel înăuntru și am udat foarte mult sub robinet. A curs multă apă, vreo 5 minute a curs și servețelul a rămas super uscat. Am fost la topogane cu telefonul, am introdus telefonul, am fost la topogane, nu a fost nimic. Astăzi eu am mers la bazin cu gândul ca să fac poze și videoclipuri frumoase, dar din păcate mi-a ars telefonul. Eu s-a stricat, eu telefonul nu mai am. Gata. Pot să vă povestesc doar cum a fost și să vă spun ce nu trebuie să faceți în niciun caz și să nu repetați greșelile mele, deoarece eu asta am făcut cu gândul că o să fac mai bine și am făcut foarte rău. Acum eu nu știu dacă o să, nu știu nici să sper, să, eu nu știu dacă sunt șanse să mi se repare telefonul. Eu am intrat în piscină deja cu telefonul în husă. Era totul bine. Eu am făcut o fotografie, nu mi-a plăcut a doua și mi-am dat seama că nu am aprins camera și când să ies din apă am văzut că în husă era jumătate de husă era în apă. Era apă în husă, deci a pătruns apă. Telefonul meu aproape s-a negat acolo. Eu o minută nu puteam să-mi dau seama, este pe dinăuntru sau pe din afară această apă. Și apoi am deschis scuza, am eliminat telefonul, el era ud, luarcă. Și când am răsturnat, a curs o grămadă apă din această husă. Apoi eu mi-am dat seama că telefonul meu s-a stricat. Deoarece a început sensorul s-a stricat deodată, el deja nu mai funcționa din primele secunde, nu se aprinde. Telefonul era aprins. Dar știi ce se întâmplă cu un televizor când se strică? Acele linii roz, verzi cu albastru. Iată fix așa era și cu telefonul. Eu m-am speriat foarte tare, deoarece niciodată nu s-a mai întâmplat așa cu mine. Cu nimeni, nici cu mama, nici cu tata, nici cu prietenii mei. De ce? Eu nu știam ce să fac. Eu eram, părinții erau pe plajă, iar eu la bazin. Și eu nu aveam nici prosop cu mine, deoarece am venit doar să fac poze. Aveam cu mine doar gogoașă, ochelarii pentru apă, pălăria și telefonul și această husă pe care nu o să mă cumpăr niciodată în viață și nici voi nu o cumpărați. Apoi am rugat pe o femeie să-mi dea prosopul, după care am șters foarte bine telefonul, dar cea mai mare greșeală pe care doar se poate de făcut asta de apăsat pe toate aceste butoane. Am făcut-o eu asta. Eu încercam să-l sting, să-l aprind, să încerc, deoarece eu nu știam ce trebuie să fac. Și eu cred că el s-a ars, deoarece nu se poate așa de făcut. Când este apă în telefon, el foarte simplu poate să ardă. Plus asta nu se poate de suflat în aceste... În aceste chestii aici unde se pune, că se pun căștile la încărcat și unde este microfonul, nu se poate desufla atunci când în telefon este apă. Dar eu am făcut asta, deoarece credeam că vă face mai bine. Și apa cum este prin tot telefonul, ea nu se aude, ea nu curge, dar telefonul s-a stins și nu se mai aprinde. Eu am văzut un videoclip pe YouTube ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci și mi-a dat seama că eu am stricat absolut totul și eu nu mai știu deja, o să pot să-l fac sau nu. Noi am rămas să stăm aici încă două zile și eu nu știu ce o să fac. Eu am acolo TikTok-ul cu aproape 10.000 de abonați. Am Instagram-ul cu aproape, nu cu aproape, cu 14.000 de abonați, 200. Instagramul mama are parola de la el, dar TikTok-ul nimeni nu are. Și acei 10.000 de abonați pe care am făcut în mai mult de jumate de an, gata, s-au pierdut. Plus, eu am foarte multe fotografii frumoase, foarte multe, pe care le-am făcut aici la mare. Ale mele, a lui tata, a lui mama. Și tot asta este pierdut.
asta vreau să vă spun, prieteni. Puneți like-uri dacă v-a fost interesant și dacă v-a fost de ajutor aceste două chestii care nu se poate le făcut cu telefonul când a nimerit apă. Pe curând, prieteni, și până la video următor. Pa, pa!